Autoritățile au impus mai multe restricții pentru a limita răspândirea coronavirusului și mai multe localități din Maramureș sunt în carantină zonală de săptămâni, inclusiv municipiul Baia Mare. Însă, chiar și așa, în statistici, nu pare să se vadă efectele. După câteva zile în care numărul infecțiilor noi a fost mai mic și chiar al deceselor provocate de coronavirus, astăzi autoritățile au anunțat din nou peste 200 de noi infectări. Mai exact, 217 și 6 decese. Suntem la nivelul săptămânilor trecute. Autoritățile susțineau în cu câteva zile, când erau mai puține cazuri noi că se văd deja efectele carantinei, așa să fie. Sau să credem că s-au făcut mai multe testări care ne dau o situație mai apropiată de realitate. În Maramureș de la începutul pandemiei, 8350 de maramureșeni au fost confirmați cu COVID și 274 au murit. Ultimele șase decese au fost anunțate astăzi. Patru femei și doi bărbați au fost răpuși de virus, prezentau comorbidități, susțin autoritățile. Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1000 de locuitori, este în prezent 2,95. La nivel național, până astăzi au fost confirmate 457.848 de cazuri de COVID-19. 326.657 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 8.499 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au avut anterior un test pozitiv. Disting de cazurile nou confirmate în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.200 persoane au fost reconfirmate pozitiv, 12 sunt din Maramureș. Și din păcate, până astăzi, 10.884 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au murit. Într-un interval de numai mai 24 de ore au fost raportate 172 de decese. 109 bărbați și 63 de femei au murit din cauza coronavirusului. Autoritățile susțin că 165 dintre ei aveau mai multe afecțiuni. În ceea ce privește testările, până acum la nivel național au fost prelucrate 4.048.536 de teste, dintre acestea 35.610 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 23.026 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 12.584 la cerere.